Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut în unanimitate revenirea la regimul de încetare a focului în Ucraina după 3 zile de confruntări soldate cu cel puțin 13 morți în estul țării. Consiliul a aprobat un text redactat de Ucraina, căruia Rusia nu i s-a opus în finalul unei reuniuni cu ușile închise. Acordurile de la Minsk, susținute de Franța și Germania, prevăd o serie de măsuri menite să pună capăt conflictului din estul Ucrainei, dar aplicarea lor este complicată. Cele mai recente confruntări au avut loc în împrejurimile orașului Avdeevka, 10 kilometri de Donetsk, fief al rebelilor, controlat de guvern și care au lăsat 20.000 de oameni fără electricitate. Luptele de marți după amiază au implicat tiruri de artilerie și cu lansatoare de rachete. Cele două tabere se acuză reciproc de a fi la originea atacurilor. Potrivit ambasadorului ucrainean la ONU, Vladimir Yeltsenko, violențele comise în estul Ucrainei pot fi asimilate crimelor de război. Conflictul între forțele guvernamentale și rebelii proruși s-a soldat cu aproape 10.000 de morți din 2014, mai mult de jumătate dintre victime fiind civili.